unele familii țin la locurile lor de reproducere, numai atunci își caută un nou loc dacă ceva îi împiedică în migrarea pe râuri. Pentru folosirea mai bună a numărului mic de locuri bune de reproducere care le stau la dispoziție în cadrul unor specii, s-au format familii care migrează toamna, respectiv primăvara. Primele încep migrația încă de la sfârșitul verii sau pe parcursul toamnei, își petrec iarna în gropile din albia râului și își depun icrele relativ de vreme primăvară. Turionii care își depun icrele în acel loc se încrucișează ușor. Au apărut și în Dunăre hibrizi cegii, respectiv ale păstrugii și ale nisetului. Se poate spune în mod general că speciile de sturion își depun icrele la 2-4 ani și ajung la capacitatea de a reproduce destul de târziu. Puietul migrează de obicei pe fundul apei către mare. Excepția este puietul de păstrug care se străduiește să ajungă la suprafață.